ani, Irina, fica Monicăi și a lui Irinel Columbeanu, devine cea mai importantă armă, dar și cel mai important scop în divorțul care abia începe. Și unul și celălalt vor fetița. Abia după aceea vor tranșa ce case, ce mașini și câți bani vor împărți. Despărțirea lui Moni de Iri este la primul episod. Suficient însă pentru ca președintele Băsescu să înceapă o conferință de presă despre Schengen, Vameș și Codul Muncii cu o ironie. Nu sunt de importanța unor situații dramatice ca divorțul lui Irinel sau... Așa. Orice ar spune președintele, divorțul columbenilor va face carieră ca șpaga din vămii, mai ales că Iri a încercat aseară o împăcare cu tânăra sa doamnă. Dar ea a spus nu, nu și nu. Sățeana Gabor Monica, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul columbeanu Adrian Irinel. Te iubesc foarte mult și te voi fi toată viața. Și eu te iubesc foarte mult, Monica. Poate Irinel regretă acum că a purtat acel tricou. De când a aflat de intențiile Monicăi, omul de afaceri nu mai are liniște. Ați mai vorbit cu Monica? Ce mai face? Vă rog frumos, haideți să urmărim concertul. Ce mai face Irina? Foarte bine. Foarte bine? Un pic bolnavioară. Ce are? De la răceală, de la prindere? A răcit un pic, da. Am fost astăzi cu ea la medic. De la medic însă a plecat împreună cu mama soacră spre apartamentul din București al cuplului unde îi aștepta Monica. Întâlnirea n-a decurs tocmai bine. Nu a reușit să o convingă pe Monica să renunțe la divorț. La un moment dat, în mijlocul negocierilor, viitoarea fostă doamnă columbeanu a ieșit din bloc ca să-și verifice toate cardurile. Bună, Monica! Monica! Ești nouă ceva adevărat de divorț? Tăcere. Peste câteva ore, Iri a plecat și el. S-a dus la un concert al celor de la Direcția 5, singur și fără verighetă. O să fiți distrus dacă o să pierdeți comunica din viața dumneavoastră? Întrebările acestea chiar nu știu. Sunteți un om fericit? Da. Sunteți fericit? Da. Da? Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră în viață? Irina. Monica l-ar putea lăsa fără cea mai mare realizare. Ea a cerut încredințarea de urgență a micuței Irina. Tatăl fetiței s-ar putea opune acestei cereri. Sigur că voi fi de partea fiului meu. Cu fiul meu și cu metodica, care seamănă cu fiul meu. Columbenii mai au răgaz până la 21 martie, când va avea loc primul termen. Oare se vor împăca? Se întreabă o țară întreagă. Și asta pentru că și Iri și Monica au o notorietate mai mare decât Nicolae și Elena Ceaușescu. Cel puțin pe Google apar 15 milioane de rezultate, cam de 150 de ori mai multe decât în cazul cuplului dictatorial. Divorțul